Dragi telespectatori, bună ziua și bine v-am regăsit și la această ediție a emisiunii Un cântec în dar. Suntem în direct cu dumneavoastră, atât pe micile ecrane, cât și pe rețeaua de socializare online cu toți prietenii noștri de pretutindeni. Un cântec în dar, dragii mei, un cântec în dar pentru dumneavoastră, un cântec în dar pentru sărbătoriții care urmează să-și aniverseze ziua onomastică, deoarece puțin ne desparte până la frumoasa sărbătoare a Sfântului Dumitru. Așa că pentru toți sărbătoriții, un călduros și sincer la mulți ani și toate cântecele de astăzi vi le dăruim, dragii noștri, din suflet. Și, bineînțeles, trebuie să mulțumim și celor care ne sunt aproape. Vreau să mulțumesc salonului de înfrumusețare Luci Cosm din Suceava, Opcini, special doamnei Mihaela Pașcan, care de fiecare dată are grijă de lucul meu, și mulțumim de asemenea și cofetăriei Scala din Suceava, care ne mai îndulcește așa câteodată și cu siguranță vă îndulcește și pe dumneavoastră, cei care iubiți dulciurile. Mulțumim! Astăzi trebuie să urăm la mulți ani, și nu numai eu, ci și invitații mei, celor care își aniversează, după cum am spus, ziua de nume, ziua Sfântului Dumitru, care este aproape de noi, pentru că miercuri toți românii creștini ortodoși îl sărbătoresc pe Sfântul Dumitru. Noi astăzi, în anticip așa, petrecem și le spunem la mulți ani sărbătoriților, și nu sunt singură, deoarece am reușit să aduc în fața domniilor voastre, publicul, câțiva tineri talentați. Pe unii dintre ei îi cunoașteți, pe alții vreau să-i cunoaștem împreună astăzi, pentru că și eu sunt curioasă să le cunosc așa puțin din povestea vieții lor. Chiar dacă sunt tineri, să știți că au și ei multe de spus. Și dați-mi voie să le spun bună ziua și bine ați venit, dragii mei, la o altă întâlnire cu emisiunea Un cântec în dar, dar și cu telespectatorii noștri. Gabriel Cârcu. Bună ziua și bine v-am regăsit, domnule. Bine ai revenit, tu, prieten drag nouă. Gabriel, ce ne mai spui tu așa din ceea ce a fost pentru tine acest sezon frumos de vară, plin de evenimente, plin de muzică și cântec? Cum a ce fost? Să vă spun, a fost foarte bine, distractiv. Și alte noutăți, pentru că știu că tu astăzi ai venit în emisiune să ne prezinți un videoclip pe care l-ai dedicat special bunicilor. Da, am un videoclip scos recent. Este despre... Sorin, te rog frumos să faci cadru așa un pic cu Gabriel, ca să vedem mai îndeaproape așa ceea ce emană prin prezența lui. Desigur. Da, este un videoclip special pentru bunicii mei. Și-au dorit foarte mult tot să scot o piesă, tot să îi pun în videoclip, să fac, și am făcut. Pentru că acești bunici au ținut la tine foarte mult, nu? Exact. Da. Mai mult care dintre ei? Bunica sau bunicul? Amândoi, amândoi. Chiar amândoi, așa simt eu, chiar amândoi țin foarte mult la mine. Vom vorbi noi mai multe, dar vreau mai întâi de toate să salute fiecare pe rând și vreau să-i spun bine ai venit, Denisa Solovăstru. Bună ziua și bine v-am găsit. Emoții? Puține. Pentru prima dată într-o emisiune în direct, da, în studioul de televiziune, nu? Spargem, da, gheața aici la TV Plus Suceava. Da. La emisiunea Un cântec în dar. Rămâne o amintire frumoasă pentru tine, zic eu. De unde ne aduci tu cântecele tale? Din ce zonă vii? Ce zonă reprezinți prin cântecul tău? Vin din comuna Iaslovăț. Câți anișori ai? 12. Numai atâția? Da. Da, frumoși. Și o să, da, fie și mai frumoși, plin de cântec, cei care urmează de acum încolo, nu? Da. De unde dragostea pentru cântec? Pur și simplu a apărut așa, pentru că nu o moștenesc de la cineva din familie. Așa. Așa mi-a venit mie să cânt. Ți-a dat Dumnezeu darul ăsta. Da. Și? Și am continuat pe această cale. Și de la ce vârstă ai descoperit tu că îți este drag cântecul? Acum 2 ani am început să fac canto la școala Romantic Art Suceava, dar am cântat prima dată pe scenă la vârsta de 8 ani.
Și cine te-a descoperit? Cine ți-a auzit glasul? Cine un te-a auzit de la cântând? Școală. Poți să-i spui și numele. Nicolae Cotară. Ei, și îl salutăm pe domnul Nicolae, pentru că îl cunoaștem foarte bine. Multe salutări. Aveți și un ansamblu acolo, un mic grup pe care dumnealui îl coordonează, din ceea ce știu. Da. Foarte frumos. Și mai discutăm și altele, dar vreau să-i spun bine ai revenit și Alesiei Serediuc. Bună ziua și bine v-am regăsit. Dar din adâncata astăzi, domina adâncata aici, văd că la noi. Da, cu ocazia zilei de nume, vreau... A Sfântului Dumitru, ai un sărbătorit în familie. Da, vreau să-i urez la mulți ani tatălui meu, care îl iubesc și să fie sănătos, și uncheșului meu care mă duce mereu la școală. Este șoferul tău angajat, nu? Da. Și tot din adâncata, am zis eu, Gabriel Cârcu din adâncata, Alesia Serediuc din adâncata și Robert Ciprian Străchinaru, tot din adâncata. Bine ai venit, Robert, și tu. Bine ai revenit. Bine v-am regăsit. Ce ne spui, Robert? Vine vacanța, bucurie pe tine. Foarte multă. Uite, sinceritate, nu? Da. Păi da. Ați avut și multă școală, 2 luni de zile, nu? Merita să vină și o vacanță, nu? Dacă am scurtă, o săptămână doar. Ce să-i facem? Și că vine ea și mai lungă, de Crăciun, nu? Mai da, mare. Da, abia aștept. În ce clasă ești tu, Robert? A 4-a. Ultimul an din ciclu primar, cum s-ar spune așa. Da. După aia urmezi clasele 5 și 8 și după aia mai departe mergem, nu? Cu alte greutăți. Da. E frumos la școală? Da. Ce-ți place mai mult la școală ție? Ora de muzică sau de sport? De sport. Cum și de muzică, nu, Robert? Ia mai refac întrebarea. Care ore îți plac mai mult? De muzică. Așa, foarte frumos. Bravo. Și mai avem o altă tânără interpretă care vine pentru prima dată tot aici la noi, la Televiziunea Plus, la emisiunea Un cântec în dar, Alexandra Mironesei. Bună ziua și bine ai venit și tu pentru prima dată într-o emisiune în direct cu telespectatorii. Da. Tu din ce zonă vii? Care telespectatori ne urmăresc de acolo, de acasă? De unde? Comuna mea, Berchișești. Din Berchișești. Da. Și de unde până unde cânti și tu? Pe cine moștenești din familie? Pentru că eu știu pe că nimeni. De foarte multe ori acest har se moștenește de la mamă, de la bunici, de la... Tot nimeni, nu? Da, nimeni. Tu singurică ești vedeta familiei. Dar din Berchișești mai sunt tineri care cântă? Colegi de-ai tăi, ai de acolo? Am o prietenă, Andreea Antonesi, care are 16 ani. Data viitoare când vii să o aduc și pe ea aici, ca să nu ai atâtea emoții. Da? Da. Și câte cântece ai tu în repertoriu până acum? Am doar unul, deocamdată. Dar de câți ani cânti? De 2 luni. De 2 luni de zile doar? Da. Măi, înseamnă că tu vrei așa să intri cu forță în această frumoasă lume a cântecului. De 2 luni de zile și ai și imprimat un cântec. Da. Foarte frumos. Cu ajutorul domnului Carolica Boldea. Felicitări și care m-a susținut. Nu fi emoționată că nu se întâmplă nimic, să știi. Telespectatorii vă susțin, așa cum vă susțin și părinții și profesorii cu care lucrați și trebuie să aveți curaj în această lume, că fără curaj nici în viața de zi cu zi nu facem nimic. Da. Și ne reîntoarcem la Gabriel Cârcu. Pentru că este frumos atunci când avem bunici cărora, iată, reușim să le facem un cadou atât de frumos și să le aducem un cântec în dar. Da, da. Cu dedicație specială. Desigur. Care este amintirea cea mai frumoasă care te leagă de bunicii tăi? Bunicii din partea? Mamei. Și tatălui. Pentru amândoi. Da. Da. Pentru ambii bunici, adică ai făcut această dedicație. Da, exact.
O amintire frumoasă care te leagă de bunicii tăi. Sau chiar și două, poți să spui. Mi-amintesc când aveam 10 ani și bunica îmi făcea turte la sobă, așa. Pe plită. Și pe plită, da. Și îmi place foarte mult, nu știu, sau cum făcea plăcinte, mi-amintesc, și spunea să aduc aluat, s-o ajut la bucătărie. Îți plăcea să te bat și tu așa în treburile astea, da, nu? Da, s-o ajut, normal. Dar este adevărat că... Și acum o ajut. Că acele turte, dacă le-ar face mama ta, nu au același gust cum sunt ale bunicii? Făcute de bunica? Nu știu, acum să dau notă. Nu exact. Trebuie să dai notă, nu, dar nu foarte exact. Mulți dintre noi ne amintim de o mâncare pe care o mâncam la bunica sau la mama acasă. Oricum, dacă o faci tu, nu are acel gust, poți să pui tu în ea ce vrei. Să vă spun sincer, când mă duc la bunica și mănânc, parcă mănânc cu mai multă poftă. Când ajung acasă la mama, parcă mai nu vreau aia, așa, așa. Dar la bunica pot să mănânc aproape orice, nu zic nu. Totul are gust, nu? Exact. Cum o cheamă pe bunica? Rodica Titianu. Și pe bunicul? Și Mihai Titianu. Bunicul tău a fost muzicant? A fost oboșar și a cântat la acordeon. Dar nu știu dacă mult chiar. Crezi că puțin oricum, așa s-a... Puțin din talentul bunicului, hai să zicem că... L-ai luat și tu, pentru că acum tu la Școala Populară de Artă faci, da, fac, faci pian și automat că poți, da, să înveți să cânti și la acordeon după. Da, eu presupun că da. Eu sunt sigură că da. Da, da. Așa. Hai să le dedicăm bunicilor tăi acest cântec, dar înainte de toate eu vreau să le dedicăm cântecul Asta horă ce-o cânt eu, tuturor gospodarilor de acolo, da, din Adâncata. Desigur. Pe care tu îi reprezinți prin cântecul tău. Atât de frumos și de curat, cum o face Gabriel Cârcu, dragii mei. Haideți să-l ascultăm și Gabi. Hai să le urăm și sărbătoriților pentru cei care poartă numele Sfântului, da, Dumitru. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Dumitru. Și un cântec în dar. Asta horă ce-o cânt eu, dram, dri, 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 dra. Îi hora neamului meu, dram, dri, 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 dra. Să joacă ușor, ușor, dram, dri, 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 dra. Tot cu dragoste și dor, dram, dri, 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 dra. Hai dați oamenii să jucăm, hai dați oamenii buni și de răli să uităm. Ram dri 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 dra, să-ți fădec un băietan,
sunt și în corili, ram tri dri dri dra. Nu stau supărările, ram tri dri dri dra. Nici aici nu vor să steie, că-s neamuri de-a mele, că-s oameni de omenie, cum îmi place mie. Asta ore ce-o cânt eu, îi vor adea mului meu, mă! Opa! Dar vă poftesc cu drag la joc, să vărtim ora cu foc, să avem cu tăți noroc, mă! Și numai așa! Și bădița, mai bădiță, Mihaiță, care a venit de sara, mai bădiță.
ciobanie, care badeau în multe. Oșe de lup trebuie pazite. Când soarele se ivește, măi ciobanii măi, prin păduri duma pornește ciobanașule. Și-și pune badeaile, măi ciobanii măi, lor de colț la palarii ciobanașule. Ești și la școala Romantic Art, da? Faci cursuri acolo și vreau să-mi spui tu mie așa, de ce ai ales cântecul popular? Nu știu, pur și simplu am observat că îmi place să cânt cântecul popular. Ce spun părinții tăi de această alegere? Familia? Sunt de acord și se bucură. Și ce-ți propui tu așa pentru viitor? Aș vrea să fiu solistă și în să același fiu un artist. Da, și în același timp să fiu solistă și la pian, să zic așa. Gabi, ia uite că ai o colegă care care vrea să vină în urma ta, pentru că și tu faci pianul. Foarte bine. Doamne ajută. Mulțumesc. Alesia Serediuc, dacă tot ai spus la mulți ani tatălui tău astăzi, ce ne cânți, Alesia? Astăzi voi cânta Zice lumea că slinzită și eu din joc nu mă opresc. De-aia zâmbești tu tot așa? Ca da. să spunem și noi cu adevărat că chiar ești așa? Da. Ia spune-mi un pic, tu de cât timp faci muzică? De cât timp ești tu cu cântecul așa aproape de sufletelul tău? Eu fac canto de la 8 ani și... Și acum câți ani ai? Ca să 11. Nu 11. Oh. Și mie îmi plăcea din mică să cânt, adică bunica mea mă îmbrăca și mai cântam eu așa. Spune-le telespectatorilor că eu te întreb, dar și ei vor să afle aceste lucruri, te uiți în camera acolo și vorbești cu ei, cu cei din adâncata. Da. Ce spun colegii tăi de la școală despre colega lor artistă? La toate concursurile astea pe școală eu cânt și la serbări și la toate felurile. De petreceri, nu? Da, se mândresc cu mine. Se mândresc cu tine, dar părinții se mândresc cu tine? Ce crezi tu? Da, spune la toată lumea. Toată lumea se uită acum la mine. Ai, du-te, serios? Da. O să întreb eu niște oameni dacă te-au urmărit astăzi la emisiune. Gânduri de copil. Foarte frumoase și sincere. Mai ai frați, Alesia? Mai am un frate de 15 ani. Mai mare ca tine. Da. Și el? Și el nu. El dansează după cum cânti tu? Nu, nu. Nici măcar, nu? Nu. Toată vara ai cântat la cetate, am avut acolo spectacol cu tine, atâta lume a venit, s-au dansat după tine, te-au felicitat, s-au pozat cu tine. Da. Continuăm aceste petreceri, nu? Da. Vor urma și niște evenimente frumoase și vreau să pregătim ceva frumos, frumos, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă și sărbătorile de iarnă trebuiesc primite așa de noi cu mult drag, cu multă emoție și mai mult de atât, cu multe surprize.
Da. Pentru fiecare dintre noi. Pentru că este luna cadourilor. Pe lângă faptul că sunt aceste frumoase obiceiuri de iarnă. Trebuie să fim prezenți în casele telespectatorilor, da? Și cu siguranță cei cu minți vor primi un dar frumos de la Moș Crăciun. Da. Crezi în Moș Crăciun? Da, așa. Ei, nu prea hotărâtă. Ei, am aflat poveste acum. Păi e o poveste foarte frumoasă. Și mergem mai departe. Și cântecele pe care le vei cânta astăzi le dăruim sărbătoriților tăi din familie, da? Cu urarea de la mulți ani. Robert, tu ai sărbătoriți în familie cu Sfântul Dumitru? Sărbătoarea care urmează cu acest nume? Da. Cine? Pe mama mea. Dar cum o cheamă pe mama ta? Raluca Dumitrița. La mulți ani, doamna Dumitrița! Ia uite cine ne invită la petrecere miercuri de Sfântul Dumitru, nu? Da. Știe mami să facă torturi? Nu. Dulciuri? Nu. Ei, le cumpărăm de la cofetăria Scala dulciurile, nu? Da. Tu cânți, dulciuri avem, o șampanie aduce Nicoleta, da, așa la surprize muzicale la domiciliu și petrecerea este organizată foarte frumos, nu? Da. Da. Ai, și nu mă invitați la RAM, foarte frumos, Gabi, mulțumesc frumos. Vă invităm. Deci nu spuneți nimic așa. Se mai obișnuiește să mai vină lumea la hram? Chiar. Robert, da, știi ce înseamnă hram? Da. Sărbătoarea satului la tine acolo. Da. Vin la tine hrămari de Sfântul Dumitru? Nu numai de ziua lui mami. Da, vin. Vin, nu? Și tu ce le faci? Nimic. Hrămarilor. Nu le cânți? Nu. Dar de ce? Sau tu cânți numai cu bani? Cu bani. Păi le spui dinainte, îi anunți cine vine la hram să ia ceva în buzunar, nu? Da. Pentru cântece. Da. Ar costa mult un program de ăsta din partea ta? 50 de lei. Domnilor, dar nici nu este scump, deci să știi că vin și eu. 50 de lei pe minut. Opa, s-a schimbat regula. Eu zic că acum pe perioada de iarnă căldura este foarte scumpă, gazul este scump, energia este scumpă, lasă 50 de lei pe piesă că e mai frumos. Și ești în câștig, să știi tu, da? Da. Facem o glumă. Robert, câte piese ai tu până acum în repertoriu? Pentru că știu că ai câteva cântecele. Câte ai? 4, 5? 7. Mai, dar nu nimeresc eu niciodată, mai. 7 piese. Da. Toate frumoase așa ca tine, nu? Da. Ți-amintești tu când ai venit prima dată aici în emisiunea Un cântec în dar, de-abia scoteam vorbele de la tine? Da. Văd că acum alături de mine ai lăsat emoțiile deoparte, nu? Le-ai lăsat, da, la ușa aici, la intrare în televiziune, nu? Da. Pentru că aici nu trebuie să avem emoții. Nu trebuie să avem emoții. Ce amintiri ai tu frumoase așa din evenimentele la care ai fost tu? Ia să vedem o amintire frumoasă. Când am filmat primul cântec. Așa, legat de emisiunea asta, eu te întreb așa, în general. Nu de emisiunea asta, primul care am... A, când ai înregistrat tu primul, da, cântec, când l-ai filmat. Da. Ce s-a întâmplat atunci? Nimic. Adică ce amintire frumoasă ai, te întreb. S-a întâmplat ceva hasliu atunci, așa, și ți-a rămas o amintire plăcută, veselă, sau vrei să spui că a fost o amintire plăcută că ai realizat ceva? Nu, mă bâlbâiam la toate cuvintele. Tu în ce clasă ești acum? A patra. A patra, te-am mai întrebat odată. Și colegii tăi de la școală, cum te văd așa când tu apari la televizor? Ce-ți spun? Te urmăresc? Nu te urmăresc? Mă urmăresc. Ți-au spus, te-au văzut la televizor? Da. Le-ai spus că astăzi vii la televiziune? Nu. Secretosule, dar de ce nu le spui mai să se uite lumea la noi, nu? La tine, adică, să te urmărească pe Facebook, pe micile ecrane, la televizor, nu? Da. Ce vrei să-i cânți astăzi ca și dar muzical mămicei tale, așa, care își aniversează ziua de nume miercuri? Două cântece frumoase îi dăruim, da? Da. Din partea ta. Și ce îi transmiți lui mami? Ia să vedem, o urare frumoasă. Să fie sănătoasă, să are răbdare cu noi, să fie voioasă. Cu noi care? Mai ai un frățior? Da.
Mai mare sau mai mic? Mai mic. Mai micuț decât tine? Da. Și pe el cum îl cheamă? Teo Andrei. A, deci nu Dumitru. Nu. Nu. Dragi respectatori, haideți să ascultăm și alte cântece de această dată dedicate din partea lui Robert Ciprian Străchinar. Un puiuț de om din adâncata de loc, după cum ați auzit, este și hram miercuri acolo. Cei care aveți neamuri în adâncata, eu zic faceți bine și vizitați așa mai pe seară, că ziua poate nu-i găsiți acasă că sunt la servici, dar este frumos să păstrăm obiceiurile și tradițiile, pentru că e frumos atâta timp cât le transmitem mai departe generațiilor care vin din urmă. În acest fel vor rămâne prezente în viața tinerilor, iar ei mai departe, cu siguranță, zic eu că le vor face cunoscute și urmașilor care vin după ei. Haideți să-l ascultăm și pe Robert Ciprian Străchinar. Două cântece frumoase. Doamne ajută că la asta nu se uită de ăla-i pe Dumnezeu și atunci rai.
Când ar veni ca să clinzească, mai vrea li să se domnească, un dor de ochii.
Bravo! Și încă o dată la mulți ani sărbătoriților! Și mai avem o invitată care s-a alăturat nouă. Este vorba despre Andra Ilișoi, căreia îi spunem bine ai venit! Bună seara și bine v-am găsit! Ai ajuns repede din Botoșana da. Până aici, nu? Nu de mult ți-ai sărbătorit și ziua de nume. Ziua de nume, ziua de naștere. Suntem cu Sfântul Dumitru și am încurcat un pic evenimentele, să zicem așa. Ce vârstă ai împlinit? 12 ani. Mai, ce frumos. Uite, 12 ani ca și Alesia, nu? Sau cât? Sau cine are 12? Tu? Așa. Ca Denisa. Tineri frumoși și talentați. Cum ți-ai sărbătorit ziua de naștere? Mi-am făcut-o cu colegii de clasă și câțiva prieteni și cu familia. Ai sărbătoriți în familie care își aniversează ziua Sfântului Dumitru? Da, miercuri, unchiul meu. Ia să le transmiți așa un mesaj frumos. Unchiul meu care face frumoasa vârstă de 40 de ani. Și îl cheamă și Dumitru? Da. Ce frumos! Și urez multă sănătate la mulți ani și multe bucurii alături de familie și copii. Cu ce te mai lauzi de când nu ne-am văzut și până acum? Cu muzica. Îmi place foarte mult să cânt. Cu niște cântece noi da. Pe care urmează să le înregistrăm cât de da. Curând. Și o colindă frumoasă, și o colindă, că vin da. Sărbătorile și nu se poate să nu-i colindăm pe telespectatorii noștri. Și altceva din ce nu știu eu? Altceva școală și cam asta. Luați o mică da, vacanță. O mică vacanță de o studiem. Săptămână. Da. Dar studiem și învățăm, ca da. Să nu lăsăm deoparte nici da. Școala, nici partea de muzică. Alexandra Mironese, vreau să mai vorbim și cu tine ceva, pentru că tu vii pentru prima dată în emisiunea Un cântec în dar. Vreau să-mi spui cum sunt obiceiurile acolo la Berchișești, ținând cont că suntem la 2 luni distanță de aceste frumoase sărbători de iarnă. Mergi cu colinda? Da. Se merge cu colinda, cu da. Ratul și cu toate celelalte obiceiuri frumoase care sunt? Da. Care sărbătoare îți place mai mult așa din cursul anului? Paștele, Crăciunul sau, știu eu, Mărțișorul, Dragobetele, Halloween, că vine îndată și ăsta o altă sărbătoare care văd că luăm multe lucruri, le furăm din altă parte? Crăciunul. De ce? Că vine Moș Crăciun. Sau de nu. Îți plac colindele sau da. Ce anume? Sau că este zăpadă? Și colinde și zăpadă. Tu faci parte din grupul... Pe plaiurile Berchișeștiului. Așa se numește da. Grupul din care faci tu parte, coordonat de domnul Carolică? Da. Uite, am să-i trimit invitația domnului Carolică de a fi prezent aici în emisiune, că știu că are un grup foarte frumos cu mulți copii talentați de acolo, din zona Berchișeștiului, Capul Codrului, Câmpului, ce aveți acolo? Mai multe localități. Așa. Capul Codru, Păltinoasa. Are copii de cam de peste tot da. Din acea zonă frumoasă, nu? Printre care ești și tu. Vreau să transmiți un mesaj de urare pentru cei care poartă numele Sfântului Dumitru. Poate ai și tu în familie sau da, prieteni, cunoștințe. Fratele și bunicul meu. Câte ceva am nimerit eu astăzi ca invitație așa, care chiar aveți sărbătoriți chiar în familie. O urare frumoasă pentru ei și un cântec pe care îl vei cânta lor. Da. Le doresc multă sănătate, să fie fericiți alături de familie, de cei dragi. Și hai să le cântăm, nu? Da. Pentru că așa este frumos, la zi de sărbătoare nu se poate să nu le îndulcim ziua sărbătoriților, dar și a telespectatorilor cu un cântec în dar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Alexandra Mironesei din Berchișești și are să vă cânte și Andra Ilișoi, de această dată din Berchișești, fugim așa peste deal, peste stupca lui Ciprian, în Botoșana. Eu vreo 3 mioare le-aș păști și n-am vrea, dar vine din ea la stână ca
bună, tai rai ram, tai rai rai rai, ra vrea să se facă bună, tai rai ram, tai rai rai rai, căiușul la ochi gat, tai rai ram, tai rai rai rai, de capul mea la framă tat, tai rai ram, tai rai rai rai, tai din trei ori pe lângă stână, da vrea să se facă bună, căiușul la ochi gat, mă, capul mea la framă tat. Hai, hai, ciobanaș din Iaslovă, bătuta din Bălășana, tai diri 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 da, se joacă și la Cașvana, în Humor și în Botoșana, în Sușa Vanilișă, stai diri 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 da, în Stupca și în Pomănești, jocul-i stai întâlnești. Am venit cu voi, bună, să petrecem
aici, tai diri dam, tai diri diri da. Parcă aș avea lipiș, tai diri dam, tai diri diri da. Tânașul-și face de cap, tai diri dam, tai diri diri da. Din ochi nu m-a mai scăpat, tai diri dam, tai diri diri da. Și-mi pune banuț în sân, și-mi spune, afar să vii. Când vrea să-mi spună ceva, să n-aud în așa. Dragii mei, cu cântec, povești frumoase și tineri frumoși pe care vi-am adus astăzi în fața dumneavoastră. Sorin, vreau să-mi spui cât mai avem noi așa până ne luăm la revedere de la prima parte a ediției de astăzi a emisiunii, pentru că trebuie să transmitem și ceva pentru a doua parte. Andra, ai venit pe ultima sută de metri? Da. Dar ți-a plăcut. Doar puțin vreau să spun. Mai întâi de toate, vă mulțumesc că ați participat astăzi la emisiunea Un cântec în dar și vă aștept numai decât și altă dată, pentru că trebuie să le mai aducem bucurie în sufletul telespectatorilor. Dați-mi voi, estimați telespectatori, să transmit un călduros și sincer la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Dumitru. Însă, în această săptămână am avut și doi sărbătoriți printre artiștii de renume ai Bucovinei și transmit un călduros la mulți ani, plin de sănătate, fericire și tot ceea ce vă doriți să împliniți, stimată doamnă, floarea cântecului bucovinean, Margareta Clipa. Să bucurați oamenii și să fiți cât mai mult în mijlocul lor, la toate evenimentele unde sunteți invitată și unde lumea vă iubește și vă apreciază, pentru că are și de ce. La mulți ani, Margareta Clipa. Și la mulți ani și domnului Pamfil Roată, un alt bucovinean care o viață plină de cântec a dedicat-o publicului. La mulți ani celor doi sărbătoriți, doamnei Margareta Clipa și domnului Pamfil Roată. În a doua parte a emisiunii vom difuza câteva videoclipuri cu acești doi sărbătoriți și, bineînțeles, și alte cântece în dar pe care le dăruim sărbătoriților. La mulți ani domnului primar al Comunei Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimițean, și la mulți ani tuturor celor care poartă acest nume. Prima parte a emisiunii o încheiem aici, mulțumindu-le încă o dată tinerilor talentați și mulțumindu-vă dumneavoastră. Mulțumim Salonul de Înfrumusețare Luci Corp și mulțumim și Cofetăriei Scala. Cu dumneavoastră, dragii mei, ne reîntâlnim vinerea viitoare cu alte surprize, alți invitați în emisiune, cu alte cântece pe care cu drag vi le dăruim. Numai bine și pe vinerea viitoare. Dar rămâneți în continuare să urmăriți știrile pe scurt prezentate de colegul meu Robert Holman și, bineînțeles, a doua parte a emisiunii Un cântec în dar pentru dumneavoastră.